Bine v-am găsit, suntem la Liga DigiSport și ne ocupăm mai ales de această etapă cu numărul 30, sunt ultimele meciuri. Am văzut configurația finală a clasamentului în primele 5 locuri, știm exact. Au fost ceva în weekend, ceva controverse în partea de play-out, nu ne mai facem bine niciodată. Federația spunea una, Liga spune alta, până la urmă pare că este ca Federația, domnule Bratu. Florin Bratu alături de noi și Narcis Răducan. Nu ratăm niciun prilej să ne mai dăm așa cu stângul în dreptul. Se făcuse un țintar cu Rapid de pe locul 8, dar ulterior a ajuns pe locul 9. Înțeles că au contat meciurile directe, nu? N-au contat. Nu au mai contat pentru că în comitetul executiv din iunie 2021... Goluri marcate, nu știu ce golurile marcate în deplasare. Da. S-a luat golaverajul drept criteriu, astfel că... Rapid, în loc să joace cu Clinceni în prima etapă, va juca cu Dinamo. Cam aici era miza. Bine, Dinamo a jucat Rapid, și Rapid, Dinamo la Mioveni. Rapid, Dinamo la Mioveni, tot fără spectatori. Asta cu fără spectatori nu înțeleg. Miza era importantă pentru că una e să joace acasă, nu se joacă doar un meci. Da. Și de aici, că până la urmă, dacă era normal, nu conta că joci cu oricine, da, că oricum ai un meci dublu. Dar... Bine, tot pe Arena Națională, probabil. Și acum fiecare meci, Dani, contează, e de 6 puncte. Chiar categoric, 6 puncte. Categoric, dar asta cu fără spectatorii, eu nu înțeleg oricât. Repet ce am mai zis, sunt mijloace de a identifica spectatorii, de a-i lua în vizor, de a-i scoate, a-i extrage din mulțime și a fi pedepsit că aruncă cu obiecte. Asta într-o perioadă în care încurajăm oamenii să vină la stadion, să-i oprim. Mi se pare că nu e cea mai bună politică, dar mă rog, toți spunem pe aici și același lucruri se întâmplă. Bineînțeles că sunt foarte multe subiecte și suntem încă marcați de golul lui Octavian Popescu. E de revăzut pe repeat. A decis târziu, în prelungiri, chiar vedeam o statistică. Dacă ai lua FCSB-ului golurile marcate după prelungiri, ar fi în play-out. Mi s-a părut destul de interesantă această statistică. Altfel, se fac presiuni, ca să zic așa, să-l pierzi pe Octavian Popescu, dar l-am auzit și pe Ivi Ordonescu, dacă mai insistă patronul FCSB-ului cu presiuni, special nu o să-l convoc. Da, eu vreau să vorbesc din punct de vedere sportiv. Tavi, într-adevăr, este într-o creștere evidentă. Am fost și aseară la meci, l-am văzut pe Viu, am văzut și acest gol fantastic. Într-adevăr, e numărul 1 din punct de vedere ofensiv pentru ceea ce înseamnă FCSB în momentul de față. Are un progres frumos, un progres normal, pentru că este un jucător foarte ambițios. Iar lucrurile acestea pe care le vedem la el, execuțiile, dribbling-urile, pasele decisive pe care le dă, chiar sunt foarte multe ore de antrenament în spate. Știu cât de mult își dorește. Îl vedem că după fiecare eșec suferă. Asta spune iarăși foarte multe despre caracterul și despre ambiția lui. Și bineînțeles, vrem să-i facem așa un drum frumos dacă va veni la echipa națională, indiferent de unde va veni. Sigur va veni, să vedem, adică să fie sănătos, altfel nu ne închipuim că nu va veni. Da, și normal, toată lumea să se bucure, de prestațiile lui în momentul de față. Acum poți să ne spui retrospectiv sau retroactiv cum îl avem amândoi pe listă. Cum a fost cu Drăgușin? Da, îl avem amândoi pe listă. Da, are prioritate Edi Ordănescu. Dacă, tot timpul echipa mare a avut prioritate. Dar la Drăgușin ți-a spus cu mult timp înainte că îl va lua? A fost discuție, da. Am discutat destul de mult pe tema aceasta și mă bucur că e acolo, momentan, în lotul preliminar. Te întreb ca să încerc să-mi fac o idee care sunt pașii și în ceea ce privește discuțiile dacă ar fi inițiate despre Octavian Popescu. N-ați discutat încă, nu? Pe tema jucătorilor convocați din țară. Am discutat și despre Tavi Popescu și despre alții pe care ia le deja în vizor de la... Mai sunt mulți jucători? Sunt undeva 6-7 jucători, da. Pe care el îi vizează așa pe termen mediu. Că a zis că vrea să integreze treptat, că vrea să aducă jucători la echipa națională mare în momentul în care e 100% convins că merită să facă pasul acesta. Da, Edi, Daniel, ai văzut încă de la prima conferință, a spus că își dorește foarte mult rezultat. Își dorește să acționeze rapid, încă de la primul meci.
Și așa că, având acest obiectiv, își dorește să se bazeze pe jucători care sunt în formă, care performează, care individual aduc acel plus. Și normal. Dar stau să mă gândesc care e traseul în momentul în care... Este unul din jucătorii aceia speciali în momentul de față. Da, da, știi la ce mă gândesc și introduci pe Narcis aici în discuție. În momentul în care faci pasul de la Naționala de Tineret la Naționala Mare, mai greu să te întorci. Ori dacă vorbim de un nucleu de 6-7 jucători pentru turneul final... Noi am discutat și acest aspect, eu cu Edi, și o să avem probabil și o discuție cu jucătorii under care sunt împreună, eu cu Edi și cu jucătorii, ca în așa fel încât ei să aibă acest plus de a debuta la echipa națională, dar să se gândească și la under 21, campionat european care ne așteaptă. Și bineînțeles, împreună și cu jucătorii și cu Edi să gestionăm foarte bine că acest moment. Avem experiența olimpiadei. Altfel arătăm. Foarte, deci dacă întrebăm acum orice jucător under 21, cu siguranță toți vor răspunde că vor dori să joace la un campionat european. Uh-huh. Iar acela va fi în România, va fi o emulație fantastică, așa că trebuie să gestionăm bine acest moment. Dar nu există ca un jucător să scadă din motivație când se întoarce, pentru că aici funcționează exact cum se întâmplă cu jucătorii foarte tineri care debutează la seniori. Adică l-ai ajutat să simtă gustul ăsta al competiției la o categorie superioară, dar el are nevoie de meciuri în picioare. Adică experiența se acumulează, sigur, și cu astfel de scurte experiențe, dar trebuie să ai și volum, adică să ai meciuri internaționale, să ai la un club, să ai meciuri la echipa de junior, de exemplu, sau de tineret. Atunci, dacă stai și discuți și explici ce înseamnă procesul ăsta de dezvoltare a unui jucător cu un jucător, el va înțelege că e ceva necesar să te întorci acolo, să ai meciuri în picioare, să te simți altfel, să pui în practică ce ai învățat la nivelul superior. Adică chiar te ajută foarte mult. Dacă stai numai să joci câte un minut sau să fii doar pe bancă când vine convocarea, nu te ajută foarte mult să te dezvolți. Doar la nivel de imagine, că sigur vei fi foarte mediatizat. Da, în teorie, tu ai dreptate, Narcis, însă sunt foarte mulți care o iau ca pe o retrogradare. Da, foarte mulți jucători. Adică n-am jucat acolo, m-a luat, dar uite, m-au trimis la echipa de tineri. Dar și tu și Edi sunteți oameni de comunicare, exact, și asta spun că trebuie să gestionăm foarte bine momentele astea, ca jucătorii, fiind la nivel de echipa națională cu inteligență nativă bună, să simtă acest moment și să, indiferent unde joacă, să fie foarte motivați. Altfel, să apreciem și de apreciat la Octavian Popescu, dar să nu mai grăbim iară să îl copleșim cu laude, pentru că a avut un recul după ce a izbucnit așa în ochii tuturor. După a avut așa o mică firească până la urmă, e vorba de un tânăr copil, nu altceva. Sigur, la noi sunt mai copii decât sunt la alții. Alții se maturizează mult mai ușor, pentru că la 19 ani nu mai zici despre fotbaliști. Mi se pare că face 19 ani, sau nu, are 19, are 19 ani, 19. Face 20, nu, e 2002. Face la sfârșit de an. Uh-huh. Da, în orice caz e laudabil, e un fotbalist complet, un fotbalist definit. Nu e complet, nu. Tocmai asta e, că nu e un fotbalist complet, dar are calități deosebite. Păi e complet, dar trebuie să, cum să zic, să pună peste ce are, dar nu mi se pare că e... Complet, spui și lucrurile acelea. Păi nu, eu când zic... Când spui complet, nu prea mai e ce să mai pui, Dani, când spui părerea mea. Păi nu, vreau să zic din punct de vedere al înzestrării native. El este foarte înzestrat. Foarte talentat. Și aici, sigur că trebuie să pună pe talentul pe care nu se încească. Dar altfel, mi se pare că are de toate. Adică nu văd ce ar putea să... Da, și e bine că a revenit, așa cum ai remarcat și tu, a avut o perioadă de recul, spuneai tu, e normal, poate, la mulți dintre tineri, unii nu își mai revin, dar el și-a revenit, dovadă că foarte rapid și-a dat seama că doar asta e calea să rămână în prim plan. Mai mult decât atât, a devenit și, cum să zic eu, locomotivă pentru club atunci când e nevoie, pentru că este edificatoare ultima fază a jocului. Adică 99% dintre fotbaliști dădeau o centrare. Mm. Aici ori un grad de inconștiență, ori efectiv au o încredere atât de mare în el încât a dat la poartă. Știi ce aș remarca? Dacă în poartă e... bună, săreau toți pe el. În poartă e... nu e oricine. E unul dintre cei mai remarcați portari. Da, a lovit-o foarte bine. Exact cum lovește Cristiano, adică o folia seca. Foarte greu de apărat, dar aici în spate este multă muncă pentru să lovești atât de bine mingea,
Nu este doar nativ, este efectiv exercițiu. Aș vrea să vedem și declarația, inclusiv a lui Tavi Popescu. Și aici, apropo de complet, și aici trebuie să mai, adauge câte ceva, dar are timp să o facă. Oricum este un progres față de cum era acum un an de zile. Da, da, de aia zic că trebuie ușor să se definească categoric ca fotbalist, dar are pe ce să construiască. Asta e important. Tănase, în schimb, și chiar